Salutare, bă băieți, venit la un nou episod. Astăzi vom face un challenge foarte interesant care m-am gândit efectiv acum 2-3 zile să-l fac pe canal și că dați acolo un mare like să ajungă cât mai departe acest challenge, deoarece este un challenge nou în România. Nu cred că a făcut nimeni acest challenge, cred că sunt primul care îl face. Așa că vă dați acolo un mare like și să dați acolo un share pentru a ajunge acest challenge cât mai departe la cât mai mulți oameni. Deci, în ce constă acest challenge de astăzi? Challenge-ul de astăzi, după cum vedeți și în titlu, trebuie să nu ne omorâm pe noi. Adică, încep, dacă puteți să vă gândiți, nu are nicio logică, dar are o logică, să nu ne omorâm pe noi. Adică dacă noi jucăm cu Poco, dacă noi jucăm cu Poco la solo, nu avem voie să omorâm alt Poco. Dacă vedem un player care are și el Poco, nu avem voie să-l omorâm, deoarece într-un fel ne omorâm pe noi. Deci dacă am fi 1v1 la final cu un Poco, nu avem voie să-l omorâm, trebuie să-l lăsăm să ne omoare sau să-l omoare zona. Deci ăsta este challenge-ul, să nu ne omorâm pe noi, adică să nu omorăm player-ul cu Poco, care are același brawler ca noi. Este un challenge foarte interesant, e un fel ca și cum nu se omoră Umbra sau ceva gen. Nu știu, nu se omoră Umbra, ceva gen ar trebui să se numească acest challenge. Nu știu, sper să vă placă challenge-ul, mi se pare un challenge foarte interesant, nu știu, nu l-am văzut chiar nicăieri pe YouTube și chiar sper să dau de un Poco. GG's, fraiere. Easy. Mulțumesc, așa, bun. Deci să sperăm că nu o să vedem niciun Poco ca să putem să câștigăm, easy. Mamă, nu văd niciun Poco deocamdată, deci suntem ok. Dacă nu vedem niciun Poco, o să joc cu mai mulți brawleri pentru că mă gândesc că poate nu joacă toți cu Poco și nu-ți fac challenge-ul, dar dacă, nu știu, de exemplu o să joc cu Shelly sau ceva gen, o să joc cu Shelly și o să vedem dacă mai găsim o Shelly să nu omorâm. Da, GG's. Chiar nu știu dacă era un Poco pe mapă asta, chiar o să... Hai să ne uităm dacă era un Poco pe mapă. Chiar sunt curios. Nu mai era niciun Poco pe mapă, văd că era Penny, Daryl, dar parcă era și o Shelly, dar văd că nu arată nicio Shelly. În fine, hai să luăm acum pe... nu știu, hai să luăm pe Shelly. Luăm pe Shelly, băieți, că, nu știu, am impresia că Shelly e foarte, nu știu, cred că e bună bă, apasă Shelly, așa că dacă mai vedem o Shelly trebuie să nu omorâm și uite o Shelly, nu trebuie să omorâm, deci nu trebuie să omorâm dacă ne omoară ea, asta e, dar challenge-ul să nu omorâm noi pe ea. Copilul ăsta nu vrea timp. Nu. Aha! Nu cred. Deci nu cred cum l-am omorât pe ăsta. Cred că m-am jurat de toată familia, m-am jurat. Aoleu! Da. Și el nu este bună pe mapa asta. Păcat, bă, dar nu pot efectiv să... Chiar așa nu pot să găsesc și o dublură de-a mea ca să pot să fac și o challenge-ul ăsta frumos. Chiar nu pot să găsesc și o dublură de-a mea ca să nu omor, să stau ceva, sau să fac ce kill-uri. Chiar așa de nu pot să fac. Adică am găsit o Shelly, dar na, acum trebuie să găsim Colt ca să nu-l omorâm. Da, bine, dacă există, normal. Vă dați să-și voi seama. O duc acolo un spike, aici nu văd nimica. Bă, dar chiar așa, luați și voi Colt, mă, fratele, că e un brawler bun. Uite Colt, n-avem voie să-l omorâm. Nici măcar să tragem în el, n-avem voie. Bine, să tragem în el, avem voie, dar să nu-l omorâm, asta e, dacă îl omorâm din greșeală, asta e, îmi pierdut challenge-ul. Bun, și le-am cam terorizează pe creieri. Și se pare că îl terorizăm și de creieri și facem cumva timp cu Colt. N-avem voie să-l omorâm. Bă, văzut că n-am voie să-l omor, eu sunt cu tine, fraiere. N-ai să-l omor pe Mortis, dar n-am voie să-l omor pe Colt. N-am voie să-l omor pe Colt, deci acum noi într-un fel trebuie să lăsăm în pace.
Am același umor până acum. Ce-l umoream până acum, se bătea cu Mortisul acolo, puteam să mă bag peste din luptă și să-l bat. Da, na, challenge. Bun, deci acum am un de față, am găsit doar un colt, ce tragi pe mine. Bă, nebunule, fac un challenge aici, lasă-mă pace. Nebunule, fac un challenge aici, lasă-mă, te rog frumos. Ești nesimțit dacă nu mă lași. Lasă-mă, că știu că n-am voie să te omor. LOL. Oricum, nu l-am omorât pe colt, challenge într-un fel l-am făcut, nu știu. Acum habană cu ce barul să joc, pentru că văd că Colt găsesc foarte mult și Shelly. Deci cred că o să joc cu tot cu Colt. Să vedem. Deci mi se pare un challenge foarte șmecher, chiar mi se pare un challenge interesant. Și dacă vă place, v-am spus acolo cât mai mult share și spuneți la prietenii voștri care le dați share, să dea și ei share ca să ajungă acest challenge cât mai departe, pentru că dacă voi dați share, challenge ajunge departe, ajunge popular și o să facă și mai mulți tuberi. Deci deja dacă văd challenge-ul ăsta pe YouTube, după ce-l postez eu, vă este clar că a luat ideea de la mine, deoarece, frate, nu am făcut nimeni până acum decât eu. Deci vă e clar că de la mine ar fi luat, deoarece am fost primul și singurul care a făcut până acum challenge-ul ăsta. Nu am mai văzut nicăieri în România. Deci chiar n-am mai văzut și nu glumesc. Bun, dar n-am văzut niciun corp până acum. Ai mă, Colt, unde e? De ce nu ești? Da, nu, cred că nu e niciun corp în match-ul ăsta. Da, doi pe mine, GG, că e doi pe mine și n-am să fac. Da, ei, ce buni sunteți! Ce buni sunteți, știți ce buni sunteți, extra bun. Bun, dar nu știu ce brawl să iau ca să... Nu știu, chiar nu știu. Care să mă și descurc pe mapa asta, cred că ar fi, nu știu, hai să luăm și Bo. Că mergi de conduc că am avut niciun colt. Nu știu, deci v-am spus, mi se pare de acolo cu mai mult share ca să ajungă țările ăsta cât mai departe și... Nu știu, o să vă dați seama că dacă se puteți în România, deja e de la mine. Clar, deci nu văd logic altfel. Mamă, ce fente în atâta, am crezut că nu mă dau niciun energie. Bun, și să sperăm că nu vedem niciun bo, pentru că, bine, într-un fel, e o chestie să te rog să nu vezi, pentru că dacă nu vezi, nu trebuie să-l omori, trebuie să ai norocul să-l omori altcineva. Azi e puțin nasol. Îmi dau și eu după Leonul ăla. Bun. Uite un bo, n-am voie să-l omor, bun, deci n-am voie să-l omor pe bo. Ok, cam nasol. Cam nasol. Bine, pot să trag în el normal, în el de tras pot să trag, dar n-am voie să-l omor, atâta. De tras pot să trag ca să, nu știu, să-l omoare altcineva, să aibă puțin HP, să-l omoare altcineva. Dar de omorât n-am voie să-l omor, deci dacă-l omorâm, ce lungi ai pierdut. Știam că cineva am bușat, deci parcă simțeam să-mi bat piciorul. De-aia nici m-am dus. Easy hit. Bun, uite, deci pe Bo să n-avem voie. Dar de ce tragi mă mine, măr, la noi, că nu vreau să te omori, vreau să-i spate fiți cu tine. Da, și mă omoară el, GG's, ok. Da. Puteam să-l omor de mult, într-adevăr. Deci, bă, băieți, cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să-ți acolo pe butonul de like pentru prea multe episoade. Să-ți acolo un subscribe dacă sunteți noi pe canal. Să-ți dați acolo un share pentru că neapărat mă ajutați foarte mult cu share-ul. Și eu am fost tare și ne revenim la următorul episod. Ciao.